Neamișule, vino încoa, neamișule. Vino încoa să vorbim ceva. Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața. Prieteni, m-am trezit și eu. Beau cafea aici cu neamișul. Pentru că cafeaua campeană nu mai beau. N-am certat. N-am niște pierdu. Să-mi spuneți dacă ies filmele mai bune sau mai rele fără campeană. M-am certat cu ea, adică nu eu, de fapt ea. Cred că ați văzut pe vlogul lui Dănuț. Nu știu ce a filmat Dănuț pe acolo. Dar ea, pe bune, chiar s-a certat cu mine. M-a nebunit, prieteni. M-a nebunit, îmi spune numai... Ați văzut, ce să vă mai repet eu. Deci, am fost eu la cumpărături. Am cumpărat carne de porc, am cumpărat mușchi, am cumpărat două buturi de alea, șolduri de la porc, așa mari întregi. Pentru cârnați, mușchii pentru rânze, plus din porcii noștri ăștia pe care îi tăiem. Să fim sănătoși, prieteni, și voi. Ce faci, nemișule? Ce să mă mulțumesc, cum spate îl beau? Alea trează. Nu deschis aici, ci că nu mai aveam lapte la cafea. Nu, nu am pus. M-a trimis lumine, când pe și m-au usturit. Cu 16 și cu 30. Ce avea? Ce are? Usturoi. Usturoi? Păi da, suna mama că mama ta e porcează, o să merg la ea. Cu 16 și cu 30. 30 de la Cucodiță, de la Românesc. Și ăla cu 16 de la cu Bobul Mare. O să pe mama să întreb de care să cumpăr. De la Bulgăresc. Pentru că mama astăzi taie porcii. Păi tăie și mama. Și nu tăie mama. Tăie și mama? Tăie și mama? Serios? Serios, pentru că eu pe am rămas în urmă, prieteni. Așa că uitați că mama și Macu au tăiat în aceea zi. Dacă tăiam și eu, nu putea să mai vină mama la noi, ba să nu, adică să ne ajute sau ceva. Să stăm și noi la pomana porcului să mâncăm, să bem un pahar de vin. Nu găsesc nici oameni. Și plus de asta nu mai avem nici oameni, bucătarul nostru este la ei, e altcineva la mama, altcineva în fine, nu contează asta. Și nu găsim oameni. Așa că eu tai mâine, sâmbătă și gata, ca să poată să vină și mama la mine. Nu să ne ajute. Să stăm și noi. Dar câmpeana astăzi face rânzele alea care am cumpărat. Da, așa Ca să nu ne aglomerăm cu toate. Da. Că îți dai seama ce va fi aici, dăi, făi, porcii. Măcar le-ar veni femeile azi. Da. Și astăzi, ce vreau să zic, astăzi face campeana rânzele alea ce am cumpărat și după aia facem din aia ale noastre, care când o să tăiem porci. Uite astăzi și pe neamișul și ne venim mai târziu. Bună ziua, prieteni! Ai băut cafea? Da, am fost în spate. Deci că eu vă acolo. Da? Mai am băut de acolo, pentru două cafele mai am. Păi și ei de aici, am încă. I-am zis eu lui Mătălina, da, uita de mine. Ieri a uitat de mine. Da, bine că am avut eu acolo. Da. Bine, prieteni, am revenit mai târziu. Ce faci cu mine aici? Pregătesc usturoi. Pregătesc usturoi. Păi? Pentru rânze. Pentru rânze? Dar e usturoi de ăsta, românesc, nu? Românesc, de... Păi da, dar e mic, dar românesc. Nu mai am răbdare. Ce faci, neamișule? Nu vrei să puneți și mătălii usturoi. Arată-le la prieteni. Arată la prieteni ce ți-am cumpărat eu. Mulțumesc frumos. Bă, dar frumos pe cuvântul. Uitați ce am cumpărat un neamișu. Noi nouă ți-am dat 100 de lei, nu mult. Dar vătuiți. Arată, uite, fii atent, să-i stea și lui piciorul cald, de ce să nu-i stea? Mai, nu se vede. Uite, ghete de iarnă. Să știi că toată iarna le păi n-am niciodată, stă piciorul cutie frumos, că de la picior te ia frigul. Dar nu, cred că nu se
Cum? Nu sunt 43. 43? Păi de ce? Nu. Te strâng pe zi să dă înapoi. Dă-i înapoi după ce am încălzat. Păi nu mai mă, stai un pic. Lasă că să mai lasă. Bre, unde te strâng? Ia arată. Acolo se mai lasă. Dar în bot? Se mai lasă. Nu, în bot nu. În bot sunt bun. Bun, se mai lasă. Se mai lasă. Păi de bine ce ciorap ai? Am două perechi. Două perechi de ciorap? Păi ce vrei dacă așa? Păi și cum poți să spui că nu sunt bun dacă poți două perechi? Sunt bun, dar o pereche de ciorapi. Se mai lasă ce vrei. O pereche de ciorapi. Am luat și o dulce românesc. Bă, românesc, dar... Bă, nu mai am răbdare cu el. Păi, las că e bun ăsta, că ăsta e bun gustos. Nu ăla urmă. Trebuia și de ăla, că uite, trecu ziua, las că nu trecu ziua. Alo? Filmează! Nu sunt parată de mine. Cu toată lumea, nu vezi? Uite, stai și în apă să se amere de el, cum știam eu în apă. Face? Ce face eu apa? Să te coge și mai cu ușor. Eu mă duc la mama ca te ia porci. Cum? Uite ce mic e. Mă duc pe jos la mama, asta e. Păi dacă zi, dacă mi-a luat Dănuț mașina, s-a dus să cumpere capciucuri. Ah, da. A dus la mor. Și el și Madalina și David. Du-te ia tub. Ce să iau? Tub? Pentru rânze? Lasă că mai e până acolo. Să terminăm și după aia facem tub cu tub. Păi n-am cu ce să merg. Păi dacă te duci la maică ta, nu poți să duci până la Jimmy? Că închide, deja nu. Dar tu de ce nu duci? Eu? Să mă duc eu pe jos? Da. Doamne, vrei să cadă cerul? Bine, las că merg eu. Păi de acolo să duc. Ai auzit? Ce e ăla mers pe jos? Hai că mai revenim de la mama. Uite, Regina, ce faci? De ce să nu mai filmezi? Faci tu ca câmpiana, vrea lumea să te vadă. Uite, fratele lui Regina, uitați ce bărbat simpatic, ca și Regina. Uitați, a dus-o pe Regina și uitați pe fratele ei. Să te vadă lumea, mă, că ești cuscrul nostru, așa. Cum te cheamă, zi? Alex. Alexandru Cătă pe Facebook. Oh, deja Alexandru Cătă pe Facebook, bravo. Florin Mex. Trimite-l, de unde știi? Cine e Florin Mex? Ce zici? Nu, de unde știi? El e cuscru, prieten, uitați-l. El e cuscru lui Florin, tata lui Regina, uitați-l. A venit și el la fată, acum avem un pahar. Un pahar de vin, mâncăm o friptură cu oleacul. La cuscri aici, că a tăiat Florinel porcii. Bă, Florine, să-ți mănânci porcii sănătoși și în pace. Și voi pe și voștri. Prietenii noștri să fiți sănătoși, Doamne ajută și voi, prieteni. Și ne auzim de Crăciun atunci, să vedeți, atunci cu șampanii, să ne urăm așa la mulți ani toți. Cine a făcut Florin pomana porcului? Melinești? Și un info pentru Marco, ceva, nimic? Ce? Un info pentru Marco, vreau să-i transmit un info. Nu, Marco, nu, lasă, Marco a tăiat și el porcul. Păi asta, vreau să-i transmit un ia info. Uite din ce bea e. Eu tot îl aștept la mine, chiar dacă nu vrea să vină, eu tot îl aștept. Marco, asta a spus. Uite, aici. Florine, Florinel. Florinel Puști. Ceva, Regina. De unde știi tu că sunt eu? Ia uite-o pe Regina. Iar a fugit. Un pahar de mol la frate. Un pahar de mol. Ai noroc, prieteni. Începem să bem azi și terminăm mâine. Când tai și o porci. Cum să nu cunosc? De pe YouTube. De unde știi că sunt cu el? Cum de mai văd când am vorbit eu cu tine?
Pingulosul nu știu eu, pentru că știu și pe mec și pe folinec, nu știu. Cine are întrebat de mine? De unde? Bă, niște oameni de la partea alaltă, de la... Bă, da, da, și filmez când spune. Păi da, păi da, mă, da, vezi? A. Dar nu-i minte-l pe nu, brâi, pe nu, 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 mai, dă-i încolo, să mănânc și eu, că nu prea mai vin. Știu prieteni, am dințele. Vrei, dar unde-l la costum, Nastie? Uitați, prieteni, cum îl ține Regina pe Nastie. Numai la costum îl ține Regina pe Nastie, numai îmbrăcat, parfumat, aranjat. Bravo, mă, să-ți trăiască muierea. Vedeți, prieteni, ce înseamnă să... Tensori așa tânăr, uite cum e Nasie măsurat acum proaspăt. Uite nevasta cum îl calcă, uite aranjat, parfumat, după mine miroase a fum. El uite. Mamă, ce faci? Ia spune aici ceva la prieten. Te-ai apucat de rânză sau de... Nu, nu. Ata rudarii, dar Gălema Elena cu 25 de lei cu o rudare, de piața la 15 lei, 12 lei. Coraclu sau la tu ce bădă? Are usturoi vecinul meu și românesc și străin. Da, mai trebuie tu? Bun. Bun. Ia coraclu, că ce faci, mă, la vecinul. Da, da. Trage bitea, băieții. Trage inima. Bă, pe cine să trimit? Suce, Lucica, să cumpere? Păi ce să-ți cumpăr? De care? Românesc sau străin? Albanez. Românesc. Românesc e mai mic, abia trebuie ales. Nu, ia-mi, ia-mi. De când să chinuie lumina, eu am luat românesc, ăla e bun. Ăla e bun și e mărunt. Da. Nu știu, voi să faci la el, te ia pașele până la ales, e mic. De care? Dar cât e al mare? Nu știu, mamă. Hai trage la lumină. Hai, bine, salută prietenii. Ce ai făcut cu porcii? Zi, ce ai făcut? Zi, zi. Ce am făcut? Acum ne gătesc, acum fac grânzele, am topit, am făcut. Ai și topit. Be. Bună, Regina, uite, salută prietenii. Bun, ea nu vrea să apară la televizorul nostru și de aia. Hai, ia zi, și ai topit și... Am treaba cu... Pe naua, dar ce m-am... Bă, alu! Vezi că m-am învățat și deja e să merge și te-mi scot afară, Florine. Florine? Are depresie. Are mai multe depresie. Eu? Tu. Hai noroc. O să mai pune din bar și de dălor. Păi ce, mamă, că nu m-am învățat, mamă. Prieteni, nu m-am învățat. Nu m-am învățat ca Macu. Cum a zis Macu de era beat? De avea... comunicație cu noi. Atât. Bă, are apă minerală. Ca media, Mihai. Ia uite ce a deschis Florinul Damigeanu. Hai noroc, uscă. Să trebuie să deschidă. Ia bateria. Doamne ajută, prieten, hai noroc. Bă, la cea mai părăză, bine, nu mai pierd. Dar hălăm o hăție cu gogoine și mai gelă. Deci hălăm o țelă, dar ești bine. Uite, mama. Mama, e hartă, că muncești. Și câmpeana cu lumina, cu mădărina, fac rânzele acasă. Prietene, auzi mai târziu de acasă. Am revenit. Mamă, numărul ăsta banii. Deci, prieteni, vreau să vă spun, cuscru nostru, la lui Florin, tata lui Regina. Cine? Vrea Regina să-i facă canal de YouTube lui cuscru. Pentru că are o informație pentru toată lumea, să vedeți ea bătrână, e bunica. Da, bătrână. Câți ani are? Are 102 ani. Prietene, are 102 ani. Și uite, chiar acum stăteam la povești și vrea, adică, să vă pună pe ea bătrână, da, să povestească cum a fost la Buc. Cum a fost în Buc, cum a fost ei, ai bătrâni de mult. În Germania. Ce-au făcut ei de mult, ai bătrâni, cum umbrau ei cu căruțele, cu corturile, cu ăștia, cum umbrau ai lor. Deci, prieten, o are pe a bătrână, pe bunica. Da, bunica, bătrână. A bătrână, o are 102 ani. Da. Vedeți, prieten, ce vă spuneam eu, că... Să întorci și camera pe mine. Că sunt oameni exact cum a fost străbunicul. Iată. Și bunicul lui mama, care a murit de bătrânețe la 105 ani. Mai sunt oameni bătrâni care au trăit în transmisie acolo la Bug, în Germania. Mi-a luat Hitler, nu, Antonescu.
Da, Antonescu le-a dat. Bă, tu ce curător fie? Bă, alo, ce mulțumesc. Bă, prea mic, am venit pe la. Liniște. Hai să te recunosc. Hai, noroc. Păi, contul meu de YouTube. Poate da, ia mi-e dumă, magă. Alea, mă. L-ai făcut deja? Da, da, am cont de YouTube. Hai, păi uite de ce și de nou. Gradulescu Alexandru. Da, deci fii atent, Cătălin. Dacă ai cont de YouTube, pune pe... Dă-i drumul și filmează-o pe abătrână, pentru că chiar este foarte frumos să vă povestească abătrână care are 102 ani. Să vă spună cum au petrecut, cum au fost, cât au pătimit, cum au făcut, mult, cum umblau desculți, cum i-a luat Antonescu, cum i-a dus acolo, n-aveau ce mânca. Eu știu din auzite, dar dacă o vedeți pe abătrână, că știu cum... Ce regine a dat și o clasă? Să-ți manuhă de grab contul, mamă, mamă, trebuie să-ți manuhă contul. Făceți-vă cont de YouTube și... Vă pun cu 5 ale, 10 euro. Da, bine. Regina, ascultă. Pune pe Regina, pune pe Regina. Regina, ce faci acolo? Trebuie să faci mama în orcai. Uite-te puțin. Ia uite ce mare are noi. Ia arată Regina. Întoarce-te. Întoarce-te. Ia, auzi, cerceiți de tablă? Uite ce cerceiți. Bă, într-o dimineață, a ieșit Regina. Și faci nasi. Și ai dus-i un cercel, chemul ăsta, și avea decât unul. Ce mergea așa pe o parte? Mă, aici, de ce mergea așa pe o parte? A, pe greutatea de la cercelul trecea într-o parte. Păi, dar pe bune, bă, dar ce cercel are? Mare 5 kg într-unul. Pe bune, mă, Ligea, nu se rupe urechea. Nu, urechea e de... Fără ăștia n-are stabilitate. Mare are 3-4 kg într-un cercel. Ia uite, uite ce cerceri are, ce are la mine. Are stabilitate. Ia uite ce are, auzi Regina, nu ne dai să lăsăm și la manet. Nu. Are 3-4 kg, un cercel. Bă, pe bune, Regina, de-aia nu se filmează ea, e frică că îți pură hoții la cercei. Suntem sărați, să nu veniți la noi. Dă și cofeta, Regina. Da, frate, ce dar e mă bune. Lapte. Lapte cu vin nu prea merge. Deci, cuți că ai cont de YouTube, uite, a arătat către aici, trebuie să se aboneze prietenii noștri, da. Dar să încep să pui un vlog cu abătrână, să povestească de buc și... Abătrână, mai povestim și noi, da, mai auzim de cu abătrână e Caterinca. Abătrână e Caterinca, eu chiar am văzut prietenul filmuleț acum cu ea, deci e show cu abătrână, e show. Abătrână e show. Ce? Păi da, dar să faci vlogul când ajungi acasă, mâine, postează vlogul. Auziți? Da, da. Alexandru Gât. Alexandru Gât. Alexandru. Rădulescu Alexandru. Dar pune de la străinarea. Păi de ce de la ca să se aboneze lumea. Da, prieteni. Uite-o, bătrână. Ia. Ai pus filmarea, da. Uitați, prieteni, uitați cum e. Plânge că a fost acolo, mă. Uite cum povestea și plânge, mai jur. Arată doar trailerul, nu arată toate filmările. Ia. Mai când și amintește. Ia, fii atent, prieten. Ia, liniște, ia. Era șacal, ia, bă. Ia uite! Șacalul e zis-o mai bine, e greșită. Da, prieteni. Ați văzut-o pe a bătrână. Avem multe filmulețe cu ea. Au multe filmulețe. Și o să avem în continuu, dacă dumneavoastră vă abonați la noi. La deci chiar e Caterinca cu a bătrână. Ce? Abonați-ne Medusa. Deci, prieteni, chiar e show, o să vedeți. Că... Și mai avem bătrâni pe acolo, pe la noi, prin zonă. Dar... Nu, dar mie-mi plac, mie-mi plac să ascult la bătrâni, da, că ai ce învăța de la... Le povestesc mulți bătrâni. Și... Avem bătrâni care povestesc ce s-a întâmplat de mult cu ei, unde au fost în Bug, unde... Cu galbenii, cum făceau ei de mult, cum
aveau ei tradițiile lor de mult, unde umbrau cu corturile, cu căruțele, cu ce făceau ei de mult ai bătrânilor. Da. Avem multe filmulețe, dar dacă să vă abonați la, la YouTube, să-l pe YouTube. Cum te cheamă, mă? Ai mai zis odată. Rădulescu Alexandru. Rădulescu Alexandru, prieten. Deci chiar e show, o să vedeți cu a bătrână, chiar am văzut, ați văzut și voi vlogul. Să rămână, mamă, ne mai dai o oală de vin. Să trăiești. Ne mai dai? A, ce faci cu aia, ia. Rânzele, ia. Mă, mamă, nu te feri că trebuie să arăți rețeta la prieteni, rânzele e special. Mai ia, ia, rânzele intră pe țeavă, exact ca la fabrică, bagi mușchiul și iese rânza completă. Oamenii intră bătrân pe și iasă. Mamă, dar nu-i prea gros tu bolă. Închide telefonul, ce răcam treabă. Da, prieteni, am încheiat vlogul astăzi aici la mama, ca tăia porci, mâine tăiem și noi și ne auzim mâine la tăierea porcilor la mine. O seară frumoasă!